Târgurile rămân închise deocamdată, întrucât acestea sunt prevederile stării de alertă. Chiar dacă județul nostru se află în scenariul verde, rata de infectare nu poate schimba situația. Fiind printre cele mai aglomerate zone comerciale, târgurile rămân închise pentru moment. Târgurile rămân în continuare închise până când starea de alertă va permite acest lucru. Chiar dacă Mehedințul se află în scenariul verde, rata de infectare nu poate hotărî redeschiderea acestora. Prefectul Cristinel Pavel a avut o întrevedere cu o delegație a comercianților din Târgul Veterani. Aceștia au vorbit despre problemele sociale și economice cu care se confruntă. De asemenea, s-au plâns și de faptul că administrația târgului le-a perceput în continuare plata taxelor, deși activitatea lor este suspendată din 15 noiembrie 2020. Domnul prefectul a explicat că în hotărârea de guvern numărul 35, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 12 februarie 2021, se precizează clar faptul că activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor este suspendată. Așadar, târgurile din județul Mehedin sunt în continuare închise, cu excepția zonelor destinate comercializării produselor agroalimentare care se află în spații deschise. Documentele privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României arată că activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor rămâne suspendată. Așadar, târgurile din județul Mehedinți sunt în continuare închise, cu excepția zonelor destinate comercializării produselor agroalimentare care se află în spații deschise.